Și să joc basket și să merg la teren, că acolo am un coș de basket în care pot să arunc și să fac jumbuș lucruri cu mingea, că mă pricep destul de bine. Și îmi place să mai merg în grădina publică, pe faleză și să mănânc înghețată și vată de zahăr. Pot să arunc la coș, dar să nu fie chiar sus, să fie cât de cât să pot arunca. Am o mulțime de Lego acasă și îmi place să construiesc, că mă mai liniștește și îmi place cum arată și să le fac. Am avut un accident de mașină și nu mai știu mai departe. La școală mai era un copil și 3 zile la rând mă întreba: dar ce ai pățit? Și ziceam, am pățit ceva. Și pe aia eu plecam și mă simțeam așa mai ciudat. Sau că mai mergeam prin locuri și zicea, dar ce are copilul acela? Și mă mai simțeam așa mai nașpa. La început s-a uitat mai mult la mine, dar după aia s-a obișnuit. Am mai ieșit afară, am mai învățat să mă dau pe 2 roți, după aia am început într-o mână, am început să urc pantele singur și după aia am început la borduri. Înainte nu puteam borduri din astea normale, dar la alea mai mari mă ajută un pic mama, dar la alea un pic mai mici pot singur și să le cobor. Transferul din scaun în pat, că nu-i chiar așa de greu, dar îți trebuie forță. Dai picioarele jos, pui o mână pe scaun, o mână pe pat și pe aia cu mâna asta te transferi și cu asta te împingi. Cu asta te împingi și cu aia, cu aceasta te ajuți. Cei de la Motivation m-au chemat la ei într-o tabără la Văratec și m-au învățat acolo. Transferul acum îl fac și foarte bine și urcatul pante foarte bine. Eu când înot, și când obosesc, pot să înot așa pe loc și mai iau câte o pauză. Și doar dau așa din mâini sau dau așa în jos și pot să înot pe loc. Sau mă bag cu capul la fund și mă mai odihnesc, țin mâinile așa și cu capul așa, cu spatele în sus și stau așa și mă mai odihnesc. Mă odihnesc și nu renunț. Când voi fi mare, vreau să mă fac ori basketbalist, că mă pricep foarte cât de cât bine, sau arhitect.